Majoritatea creatorilor de conținut au povestea lor despre cum au pierdut bani cu prima cameră, inclusiv eu. Și e normal, pentru că la început nu știi cum să-ți alegi camera. Îți dorești ceva, îți imaginezi ceva, ceri niște recomandări, dar nu știi cum să ceri acele recomandări și, bineînțeles, cumperi o cameră care ție ți se pare bună. O cumperi, după 2-3 luni îți dai seama că nu-ți poți face treaba cu ea așa cum îți dorești, probabil o vinzi second hand foarte ieftin, nu mai recuperezi bani, după aceea trebuie să pui mult mai mult ca să-ți iei ceva potrivit pentru tine și uite așa ai pierdut o grămadă de bani cu prima cameră. Dar lucrul ăsta poate să înceteze, este mult mai simplu decât crezi, trebuie doar să ai răspunsurile la câteva întrebări, întrebări pe care urmează să ți le spun și dacă ai răspunsurile astea, atunci când mergi să vorbești cu un consultant, când ceri o recomandare și menționezi răspunsurile respective, vei primi o recomandare potrivită pentru tine. Nu există cameră bună sau proastă, important este să fie potrivită pentru nevoile tale, pentru necesitățile tale. Hai să trecem direct la întrebări. Prima întrebare la care tu trebuie să ai răspuns și acest răspuns trebuie să-l menționezi atunci când ceri o recomandare. Îți dorești să creezi conținut video pentru uz personal, pentru tine, pentru social media, pentru Instagram, Facebook, YouTube și așa mai departe? Sau vrei în viitor să începi să iei și joburi, să lucrezi pentru clienți, să folosești camera respectivă pentru a, nu știu, a filma poate pentru un brand, o conferință sau poate vrei să încerci să filmezi un eveniment privat, o nuntă, un botez sau poate vrei să filmezi mai târziu niște evenimente, niște concerte, un festival sau ceva de genul acesta. Trebuie să te hotărăști și să te gândești foarte bine dacă vrei să folosești camera respectivă pentru uz personal sau mai târziu vrei să treci la next level. Pentru că diferența de buget și diferența de specificații poate să fie destul de mare. Spre exemplu, dacă vrei să creezi doar conținut pentru tine, family, în vacanțe, când te plimbi, pentru YouTube, pentru social media, conținut de genul acesta pentru uz personal, poți face treabă excelentă cu un ZV-1 Mark II sau Sony ZV-10. Este suficient dacă înveți să folosești camera acestea la capacitate maximă, poți face super conținut doar cu așa ceva. Nu ai nevoie de ceva mult mai scump, nu ai nevoie să adaugi buget foarte mult. În schimb, dacă te gândești ca în viitor să încerci să cochetezi, să vezi cum e să filmezi puțin poate la o conferință sau poate la o nuntă sau poate la alt eveniment de genul acesta, ar fi mai potrivit să investești din prima poate într-un Sony ZV-1 sau într-un Sony A6700. Depinde foarte mult de ce îți dorești tu să faci cu camera respectivă, așa că stabilește clar pentru ce vei folosi camera. Uz personal sau vrei să mergi mai departe și în zona de pro, de clienți, în zona în care vrei să creezi pentru altcineva. Întrebarea numărul 2, un aspect extrem de important. Stabilizarea. Gândește-te dacă ai nevoie de stabilizare și ce fel de stabilizare dacă ai nevoie. Spre exemplu, poate creezi conținut educațional, talking head videos, așa cum fac eu acum, în camera pe trepied, nu mă interesează stabilizarea. Dacă știi că vei face doar asta, nu vei avea nevoie de stabilizare. Sau poate filmezi la o conferință și știi că vei filma doar de pe trepied și nu ai nevoie de stabilizare. Poate vrei să faci cursuri și din nou vei filma de pe trepied, nu ai nevoie de stabilizare. Poți să folosești un Sony ZV-10 fără nicio problemă, cu un obiectiv bun, fără stabilizare, imaginea o să arate super bine, 4K, o să ai calitate foarte bună, dar nu ai nevoie de stabilizare și nu are sens să plătești în plus pentru acea stabilizare dacă nu o vei folosi. Sau poate faci travel vlog, poate te plimbi, poate ești tot timpul în mișcare, filmezi în mers, atunci când alergi și nu poți să folosești un gimbal, ai nevoie de stabilizare în body și în obiectiv. Și atunci te vei gândi sau vei primi o recomandare, spre exemplu, către un ZV-E1 de la Sony, care are o stabilizare activă extraordinar de bună. Bineînțeles, nu comparăm stabilizarea activă cu un gimbal, este altceva. Gimbalul întotdeauna o să aibă o stabilizare superioară. Din nou, te poți gândi dacă poți folosi un gimbal. Spre exemplu, dacă filmezi la o conferință, poți folosi un gimbal și atunci poți folosi o cameră care nu are deloc stabilizare, dar punând-o pe un gimbal o să ai o super stabilizare. Dar dacă, spre exemplu, faci un travel vlog, o să strici vacanța umblând cu un gimbal și atunci ai nevoie, atunci când ceri o recomandare, să menționezi că vrei stabilizare în body și poate și un obiectiv cu stabilizare și atunci vei fi îndrumat către ceva de genul Sony ZV-1 sau Sony A6700, care și el are stabilizare activă. Gândește-te foarte bine și menționează răspunsul acesta. Ai sau nu ai nevoie de stabilizare și dacă ai nevoie, poți folosi un gimbal sau vrei stabilizare în body și în obiectiv. Întrebarea numărul 3. Gândește-te foarte bine care sunt condițiile de luminozitate în care urmează să filmezi.
spre exemplu, după cum am spus mai devreme, poate faci genul acesta de conținut, filmezi doar în studio, ai luminile tale controlate, vrei să investești și în lumini, știi că vei filma în lumină bună și atunci trebuie să menționezi asta pentru că nu are sens să investești foarte mult într-un body care este super performant în luminositate scăzută sau într-un obiectiv foarte rapid. În același timp, poate filmezi, nu știu, un vlog de pescuit noaptea și ai nevoie să filmezi în întuneric, în luminositate scăzută. Sau poate vrei să filmezi la o conferință și, în general, sările de conferințe de la hoteluri nu au o lumină foarte bună și de cele mai multe ori nu poți tu să mergi să pui lumini și așa mai departe. Și atunci trebuie să menționezi lucrul acesta atunci când ceri o recomandare ca cel care îți recomandă să știe ce să îți recomande. Spre exemplu, un Sony ZV-1 este foarte performant în luminositate scăzută, poți să crești valoarea ISO și să ai o imagine curată. Și la fel este important și atunci când alegi obiectivul. Deci este foarte important să te gândești care sunt condițiile de lumină în care vei filma. Întrebarea numărul 4, un alt aspect super important. Gândește-te foarte bine dacă ai sau nu ai nevoie de slow motion. Filmezi ceva sport, ceva super dinamic sau vrei să faci niște after movie-uri și arată foarte bine la un concert când filmezi în 120 de FPS și după aia faci slow motion, faci lucruri de genul acesta sau nu ai nevoie de slow motion. Diferența de buget o să fie destul de mare. În același timp, dacă ai nevoie de slow motion, gândește-te dacă vei folosi filmările acelea pentru uz personal, pentru canalul tău de YouTube. Pentru că atunci poți să filmezi Full HD și slow motion, full HD, obții ușor chiar și cu un Sony ZV-10 și este într-un buget mic, sau ai nevoie neapărat de 4K, 120 sau 60 de frame-uri pentru un client sau pentru ceva cu pretenții mai mari și atunci o să ai nevoie de un Sony ZV-1 care poate să facă așa ceva. Trebuie să te gândești odată dacă ai nevoie de slow motion și dacă ai nevoie de slow motion, dacă îl folosești pentru uz personal și îl poți folosi în full HD sau dacă ai neapărat nevoie de acel 4K. Până acum nu uita să menționezi dacă vei folosi camera pentru uz personal, pentru social media sau vrei să mergi mai departe și către clienți, dacă ai sau nu ai nevoie de stabilizare și ce fel de stabilizare, în ce condiții de luminozitate vei filma și dacă ai sau nu ai nevoie de slow motion. Și mergem mai departe cu întrebarea numărul 5. Care este lungimea pe care o să o faci la filmări? O să faci filmări foarte lungi de 2-3 ore fără întrerupere, spre exemplu pentru un podcast. Asta este o cerință care a apărut în ultimii ani datorită podcasturilor. Foarte mulți cumpără o cameră pentru podcast, zic ok, nu am nevoie de slow motion, nu am nevoie de super calitate luminositate scăzută pentru că pot să controlez lumina, nu am nevoie de stabilizare, dar îmi trebuie o cameră care nu se supraîncălzește pentru a filma 2-3 ore în continuu. Este un aspect foarte important și trebuie să te gândești. Dacă, spre exemplu, faci un vlog, foarte rar vei avea nevoie să filmezi 2 ore fără întrerupere. În schimb, pentru un podcast ar putea să ai nevoie și trebuie să te gândești la acest aspect. Care este lungimea filmărilor? Pentru că o să ai nevoie de o cameră care nu se supraîncălzește dacă vrei să faci filmări foarte lungi. Nu uita să menționezi și acest aspect atunci când ceri o recomandare. Și îți voi da încă o informație bonus. Nu uita să menționezi dacă îți dorești un setup compact cât mai mic sau poți folosi un setup puțin mai mare. Din nou, o să fie o diferență în acel buget. Vrei neapărat ceva super compact pentru că tu călătorești și nu vrei să umbli după tine cu multe lucruri sau poți să folosești chiar și un setup mai mare, nu ai avea o problemă cu dimensiunile. Din nou, dacă vorbim de stabilizare, poate poți să folosești un gimbal, dacă vorbim de un travel vlog, poate vrei o cameră super mică pentru că nu vrei să te chinui cu o cameră mare. Este un aspect, din nou, foarte important pe care mulți îl omit și după aia își dau seama că e destul de greu de folosit setup-ul ăsta. Da, e bun, merge, se potrivește pentru ce vreau eu, dar mi-este foarte greu cu el pentru că este mare. Ține cont și de acest aspect. Bineînțeles, sunt multe alte aspecte de care trebuie să ții cont, dar pentru început, dacă ai răspunsul la toate aceste întrebări și atunci când ceri o recomandare, le menționezi și spui toate lucrurile astea, vei primi o recomandare potrivită pentru tine, pentru că despre asta este vorba. Nu este vorba despre a cumpăra o cameră bună sau proastă, toate camerele sunt bune. Ideea este să fie potrivită pentru ceea ce ai tu nevoie. Este important să primești o recomandare cu o cameră potrivită pentru nevoile tale, nu cu o cameră bună sau rea. Ține cont de lucrurile astea și nu vei pierde bani cu prima ta cameră. Ne revedem curând!